Căminul de bătrân, stejarul, este departe de ceea ce v-ați aștepta să găsiți într-un astfel de loc. Arată mai degrabă ca o pensiune montană, iar cei care locuiesc acolo sunt încurajați să își dezvolte latura creativă, să citească și să se bucure de orice lucru simplu. Ba chiar sunt la curent cu tot ce se întâmplă și în viața politică și se bucură să vadă că în cursa pentru prezidențiale sunt și oameni care pot aduce cu adevărat o schimbare în bine. Mi-am zis, uite domnule, că mai există și astfel de oameni. Că ne-am pierdut speranța. Dar știți ce cred eu? Eu cred că oamenii există. Ei sunt, numai că n-au mai avut curajul să iasă în față. Știți? Să se valorifice. Da, și noi avem impresia că ei nu mai există, dar ei de fapt sunt acolo și sunt foarte mulți oameni buni. Bucuria cu care își trăiesc viața persoanele în vârstă ar putea fi un exemplu pentru noi toți. Cei de la Căminul de Bătrâni au avut parte de o surpriză inedită și au profitat de fiecare moment ca să fie veseli. M-am gândit că astăzi, în afară de a veni să vă salut și să vă doresc toate cele bune, să vin și cu o mică surpriză la dumneavoastră și tocmai de aceea i-am rugat pe prietenii noștri, pe domnii care fac parte din taraful fraților Ioniță, să vină și să vă cânte câteva minuțele, astfel încât ziua de astăzi să vă rămână în suflet la modul frumos. Pentru bătrâni, se pare că muzica este singura activitate care încă îi mai trezește la viață și le face o mare, mare plăcere. Ramona Brunzil s-a primit și un sfat de suflet de la unul dintre rezidenții Căminului de Bătrâni, dintr-o carte pe care o prețuiește. Și mi s-au părut foarte sugestive pentru dumneavoastră. Fiecare cuvânt al tău să ofere mângâiere și învățătură celor care te ascultă. Fiecare bătaie a inimii tale să însemne iubire. Într-adevăr, este cred exact că un președinte de țară ar trebui să se regăsească și să știe că face și simte toate aceste lucruri. Mă bucur atunci. Așa ar trebui să fie.